Ne aflăm la Stax pe vechi, cu Alex Șeremet, adică cu mine, și continuăm seria noastră de povești cu dubioși, distruși, ratați din industria auto, care sperăm să vă placă. De data asta avem un om care a încercat de mai multe ori să-și facă compania auto și nu prea reușea. Și primul lucru pe care l-a făcut, pe vremea când era inginer la Edison, Detroit Illuminating Company, mereu mă încurc, Edison Electric Illuminating Company, deci el se ocupa de chestii electrice, a auzit de motoarele cu ardere internă. E foarte probabil când s-a apucat el să construiască motor de genul ăsta, chiar să nu fi văzut vreodată unul, doar să fi citit despre ele. Chiar există o poveste cu alt inginer de ăsta de pionier, care făcea mașini de motoare cu ardere internă, când a pornit prima dată motorul, a luat-o la fugă că s-a speriat de exploziile motorului. E, sună ciudat, dar e firesc, era prima dată când pornea chestia aia și vedea cum funcționează. La fel și omul nostru, 1893, are o poveste frumoasă, eu suspectez, de fapt o să vedeți la sfârșit, era un fel de Elon Musk fără Twitter. În 1893 nu cred că exista Twitter, are o poveste foarte frumoasă. A pornit prima dată motorul ăla în ajunul Crăciunului cu soția care turna benzină în motor și motorul alimentat cu curent de la becul din bucătărie. I s-a spus, și motorul era în chiuveta din bucătărie. I s-a spus the kitchen sink engine, adică motorul din chiuveta de bucătărie. Așa a pornit motorul. A început să lucreze la o mașină. 3 ani mai târziu mașina a fost gata, însă modul în care a făcut primul test cu mașina nu prevestea nimic bun. Prima dată în Detroit, o mașină a mers în 1896, în martie, cu Charles King, care a condus-o, a creat foarte mare vâlvă, acest Charles King a devenit faimos la vremea respectivă. Inginerul nostru a ieșit pe drum 3 luni mai târziu și pentru că n-a mai fost primul, atenția n-a mai fost acolo. Și a fost bine că n-a fost acolo atenția asupra lui, pentru că se făcea de râs. Prima problemă pe care a avut-o a fost că atunci când a încercat să scoată mașina din hambarul de cărbun unde o pregătise, și-a dat seama că nu mai poate să o scoată. E prea lată pentru ușă și a trebuit să demoleze peretele. Deci nu făcea o impresie bună. A doua problemă este că mașina i s-a stricat chiar în fața lui Cadillac Hotel. Nu exista compania Cadillac, aia o să apară mai departe și o să vedeți cum. Dar oricum, i s-a stricat mașina la prima încercare. Cert este că totuși, i-a spus quadricycle. E bicycle și quadricycle, era o chestie cu 4 roți de bicicletă. Chestia asta a reușit să o vândă pe $200. Cu banul ea a mai făcut o mașină și a vândut-o și pe aceea și cu atenția câștigată și cu banii pe care a câștigat, a reușit să o pună de o companie auto. Detroit Automobile Company se numea în 1899. A început să facă niște mașinuțe, un fel de camioane. Hai să le zicem, deși nu era nimic clar cum arată lucrurile la vremea respectivă, nu erau lucruri așezate, dar hai să le zicem camioane, au făcut vreo 20 de chestii de genul ăsta, nu erau deloc foarte bune, astfel încât în 1901 compania lui a dat faliment. Ca să-și arate totuși că omul e serios și poate să facă lucruri extraordinare, cu echipa de ingineri din jurul lui, s-a înscris la una dintre primele competiții de automobile de la vremea respectivă. Marele lui concurent era Alexander Winton. Și Winton era un mare constructor de automobile. La vremea respectivă, când făceai 30 de mașini, era un mare constructor de automobile. Era unul dintre cei mai faimoși constructori de automobile. Ăsta era rivalul inginerului nostru. Ce este interesant este că Winton avusese șansa să-l angajeze pe inginerul nostru, dar a zis că nu e promițător, nu mă interesează. Ei bine, oamenii ăștia s-au întâlnit la linia de start, la marea cursă de viteză. Au fost doar 2 mașini dintr-un simplu motiv. Nimeni n-a mai fost în stare să mai aducă o mașină la cursă. Lucrurile erau atât de la început încât mașina inginerului nostru nu avea frâne. Toată lumea era preocupată să meargă cât mai tare înainte. Cu frânatul ne descurcăm. Vă întrebați cum reușeau să controleze mașina? Era o frână de motor. În momentul în care voiau să încetinească mașina, pur și simplu încercau o frână de motor. Mai mult, și trebuie, asta trebuie să punem aici o poză, în cursă,
Mașina și-a pilotat-o singur, inginerul nostru, și a avut un asistent care stătea undeva pe o scândură pe marginea mașinii, în afara mașinii, și mai asigura ungerea motorului cu ulei. Nu știu exact ce făcea, dar sunt poze în focul cursei cum stă un nene suspendat pe mașină. Așa am mers la cursă. Ca să înțelegeți cât de la început erau mașinile, inginerul nostru nu avea volan, avea o cârmă. O țavă cu care dădea stânga-dreapta. Acum avem la bărci aproape și Alessandra Winton, care avea o mașină mai sofisticată cu volan, a zis: uite, îți dau un volan, ca totuși vreau să participăm în siguranță. Cursa se numea Gross Point, era pe un hipodrom și cursa se numea Sweepstakes, competiția cumva, și omul nostru foarte creativ și mașinii lui a zis tot Sweepstakes. Era o mașină cu motor de aproape 9 litri, 2 cilindri, undeva la 26 de cai, despre care el susținea că poate să meargă cu 115 km/h. Nu e documentată treaba asta, ar fi fost extraordinar pentru că viteza, recordul de viteză cu un autovehicul la vremea respectivă era 105 km/h. Deci era una dintre cele mai rapide mașini din lume, fără frână. Ce s-a întâmplat în cursă? Winton a avut probleme, a trebuit să abandoneze, inginerul nostru rămas de unul singur a câștigat. Există acea lozincă, acel proverb: win on Sunday, sell on Monday. În cazul nostru a fost o situație și mai tare. Nu câștigi duminică, vinzi luni, câștigi duminică, îți înființezi o nouă companie luni. El a câștigat în octombrie, în noiembrie avea o nouă companie, a convins din nou acționarii să investească. Însă nici acum nu au mers lucrurile foarte bine. Odată inginerul nostru s-a supărat că mai venit un inginer în compania respectivă pe poziția de consultant, Henry Leland. Și pe cum mai vorbiți cu cineva? Eu sunt ăla care controlează tot. Păi a mai fost o problemă. A prins gustul curselor. Și se plângea într-o scrisoare: în loc să fac promovare de dolari, mă pun să fac cenți din producție. Cumva acționarii i-au spus: tu trebuie să faci compania auto, lasă nebuniile cu producția de mașini, concentrează-te să pui fabrica asta pe picioare. Lucrurile nu s-au așezat, s-a certat cu echipa de investitori și, până la urmă, i-au acceptat să îi permită să părăsească compania, i-au dat și $900, nu mare lucru, i-au dat și ceva bănuți și i-au lăsat să-și păstreze numele, pentru că dăduse numele lui, numele companiei. L-au chemat din nou pe Henry Leland și a zis: uite ce a făcut asta aici, putem să facem ceva? Leland s-a uitat și a zis: băi, nu e un lucru rău. Hai să facem o companie auto totuși, să o ducem până la capăt. Așa s-a născut Cadillac. Mai mult, Leland avea o propunere de motor pe care o făcea, o făcuse celor mai mari producători de automobile la vremea aia. Produceau undeva, cred că prin 1904 ajunseseră să producă vreo 4.000 de mașini, Oldsmobile. Oldsmobile refuzase acel motor și Henry Leland, cu un proiect de fabrică început de altcineva, cu o propunere de motor pentru Oldsmobile, a pus pe picioare firma Cadillac. Inginerul nostru, din nou undeva la finalul 1902, trebuia să demonstreze că poate să facă lucruri. A construit o nouă mașină de curse. De data asta, mașina n-a mai avut volan, avea o cârmă, avea un motor de vreo 20 de litri, avea undeva, dacă cea de anul trecut avea 26 de cai, asta avea undeva la 70-100 de cai. N-a mai fost el pilotul. S-a speriat puțin de mașină și a chemat pe cineva care nu mai pilotase niciodată o mașină, nici nu prea găseai pilot la vremea aia, mașinile erau la început. Dar era un mare și faimos concurent în cursele de biciclete. Bicicletele erau cea mai sofisticată formă de tehnologie, așa, de propulsie pentru fiecare în perioada respectivă, și se pare că erau și niște curse mai de bărbați, așa, mai violente, cu coate în gură, împins, așa. Și omul ăla, venit dintr-un mediu foarte dur, a zis: ești perfect pentru cursele de mașini. L-au antrenat o săptămână. Numele lui era Barney Oldfield și a devenit, cu ocazia asta, primul mare pilot american de curse. Are o poveste incredibilă, o să vă spun doar două lucruri. Înainte să devină pilot de biciclete, mașini, a fost printre altele și un fel de chelner într-un azil de nebuni. Era faimos că are tot timpul un trabuc în gură și când un reporter l-a întrebat: dar de ce mergeți la curse tot timpul cu trabuc în gură? A spus, și există articolul ăla, l-am verificat, a zis așa:
sunt foarte multe accidente, în jurul meu mulți piloți și-au pierdut dinții, Trabucu mă salvează să nu-mi sparg dinții. Nu știu dacă, eu cred că făcea mișto de reporterul respectiv, cert este că sunt foarte multe poze cu el conducând cu Trabucu în gură și se pare că dinții lui erau semi-intacți. Deci e o mare calitate. E bine, omul ăsta după o săptămână de antrenamente sau câteva săptămâni de antrenamente a învățat să cât de cât să piloteze mașina, nimeni n-avea experiență pe vremea aia, nici nu existau drumuri, deci era ok, și a intrat din nou în cursă. Încă o dată, concurentul era Alexandra Winton. Ce s-a întâmplat? Încă o dată, oamenii noștri au câștigat. S-au bucat din nou să facă o companie auto. Însă lucrurile au fost puțin mai complicate, nu prea mai găsea acționari. A fost o mare nebunie. Spre disperarea inginerului nostru, unul dintre acționari a fost chiar o femeie. Era un lucru destul de nepotrivit, dar a acceptat în disperare și a mai acceptat o echipă de oameni, frații Dodge, care pe vremea aia nu făceau mașini, dar erau foarte buni pe construit de utilaje și au construit setul de scule de utilaje pentru ca omul nostru să-și construiască o nouă companie auto. Compania asta, care s-a format după două eșecuri, după o mașină care n-a putut să iasă din hambar pentru că era prea mare și au spart hambar, stricat în fața hotelului Cadillac, un eșec care a făcut marca Cadillac și așa mai departe, s-a numit Ford. Asta este povestea înființării companiei lui Henry Ford. Dar, credeți că ați terminat, trebuie să vă mai spun ceva. Ce s-a întâmplat cu Harry Leland și Cadillac? E bine, Harry Leland a plecat la un moment dat de la Cadillac și a ființat și el o companie a lui, Lincoln. 20 de ani mai târziu, de la ruptura între Ford și Cadillac, în 1922, Ford a fost pus în poziția și a făcut-o să cumpere Lincoln. Ce credeți că a făcut următorul lucru? L-a dat pe Henry Leland afară. După 20 de ani, omul ăsta n-a uitat că a fost dat afară din compania lui și s-a răzbunat. Vă mulțumim. Credeți că am terminat. Ce vreau să vă mai spun, toată povestea asta este semi-fabricată. În ce sens? Există hambarul pe care Ford l-a spart ca să-și scoată mașina. Există mașina, primul acel quadriciclu pe care Ford l-a cumpărat, l-a produs, l-a vândut cu $200, l-a cumpărat înapoi cu $100, e documentată povestea, e poate una dintre primele mașini din piața de second hand din istoria omenirii, că omul și-a cumpărat second hand-ul înapoi. Ce vreau să vă spun este că trebuie să rețineți povestea asta cu mare detaliu. Henry Ford era obsedat de imaginea personală. Toată povestea cu Crăciunul și-a construit-o singur. Cumva istoria e vagă acum, au trecut foarte mulți ani, amintirea este a celor care o spun. Și Ford a avut foarte mare grijă să-și construiască o imagine spectaculoasă. Cert e că lucrurile astea, cursele, eșecurile, reconstrucția s-au întâmplat. Ce s-a întâmplat în spatele lor sunt niște detalii pe care acum noi nu le mai știm exact. Imaginați-vă că Elon Musk ar fi fost în situația asta, n-avea Twitter să se laude tot timpul, dar a avut foarte mare grijă să pară un tip extraordinar de creativ și pionier. Vă spuneam că numai 3 luni înaintea lui a mai fost cineva pe străzile Detroitului cu o mașină. Ei bine, Charles King. Ei bine, Charles King chiar l-a ajutat pe Ford să-și construiască propria lui mașină, dar Ford vrea să fie atât de mult în față, încât a încercat foarte multă vreme să promoveze ca fiind primul care a construit o mașină în Detroit. Din nefericire pentru el, lucrurile era prea bine documentat să fie șters, să fie uitat. Sunt mulți acționari care l-au ajutat, au ieșit din joc sau s-au certat la un moment dat, i-a împins afară și în biografia lui Ford a încercat să-i facă uitați. Deci, dacă vreți într-adevăr să aflați ce s-a întâmplat mai departe sau ce s-a întâmplat cu Ford, merită să documentați atent că sunt multe povești care sunt împinse, care sunt așa construite piaristic și trebuie explorat atent ce s-a întâmplat acolo.